O fetiță din Timiș ar fi fost agresată fizic la grădiniță de educatoare. Oamenii legii au intrat pe fir și au început cercetările. Din primele informații, copilul de 2 ani a fost lovit de un cadru didactic. Incidentul s-a petrecut în Racovița. Ca urmare a unor informații apărute în spațiul public cu privire la faptul că la o unitate de învățământ preșcolară din localitatea Racovița, județul Timiș, un cadru didactic ar fi lovit o fetiță de 2 ani, polițiștii secției 7 rurale Lugoj s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă și efectuează cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt, transmit reprezentanții IPJ Timiș.